Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună dimineața tuturor! Suntem din nou la emisiunea Rădăcini și Aripi. Este duminică dimineața, ora 10. Strângeți întreaga familie și haideți împreună să discutăm lucruri frumoase. V-am promis de săptămâna trecută că astăzi vom continua o discuție importantă cu prietenii mei de săptămâna trecută. Astăzi vom discuta despre lucruri extrem de importante. Dar haideți să revenim la prietenii noștri, să îi descoperim pentru cei care ne urmăriți pentru prima dată. Bună dimineața, dragilor! Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Bine ai venit, Alessia Popa! Bine v-am găsit! Bine ai venit, ai revenit, Ioana Ilie! Bine v-am găsit! Ne bucurăm și de prezența voastră, băieți, Teodor Trifan! Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit! Și Patrick Popescu! Bună dimineața! Ce faceți, cum sunteți? Minunat! Minunat! Ce răspuns frumos! Rar auzi de la un adolescent să spună, cum te simți? Minunat! De regulă, cum te simți? Bine! Bine. Minunat! Okay. Cum a fost ce răspuns frumos! Bine. Ați spus ceva, voi, fetelor? Nu, ați spus ok. Ah, ok. Bine. Spuneam de săptămâna trecută că ce frumos ar fi dacă am ascultat și vocea lor, vocea copiilor, vocea adolescenților. De regulă, ascultăm doar vocea adulților, pentru că nu, ei sunt cei mai importanți. Oare? Cine vede cel mai bine lumea? Un adult? Oare? Dar oare copiii, tinerii, oare adolescenții nu au și ei ceva de spus? Așa că săptămâna trecută am început un ciclu de emisiuni interesante cu numele Vocea copiilor, vocea adolescenților, vocea lor. De ce să nu-i ascultăm? Săptămâna trecută au spus extraordinare lucruri despre copilărie, despre adolescență. Astăzi vom discuta despre ce vă place vouă cel mai mult, despre... Școală și educație! Ce... figură expresivă a făcut Teodor, l-ați observat. Este... cum ne-am ghițit, adică... Cum? Wow, mă mir cum ne-am ghițit. Bun. Știți că săptămâna trecută v-am întrebat dacă ar fi să mergeți pe o insulă pustie, ce ați luat cu voi? Niciunul n-a spus, aș lua cu mine școala. Ce faci, mai înveți? Bine. Acești copii din fața dumneavoastră, din fața mea, sunt niște copii care, de la grădiniță, au învățat într-un sistem alternativ de educație și anume sistemul Montessori. Atât la grădiniță, apoi au mers la școală, după aceea au mers și în alte sisteme de educație, clasice, homeschooling și așa mai departe. Și iată, eu cred că vor avea lucruri frumoase de spus, la care ar fi bine să luăm aminte profesori, părinți, politicieni, inspectori școlari, oameni cu nume în țara aceasta. Ar fi bine să luăm aminte și la acești copii, la acești tineri, pentru că, iată, ei au o experiență de viață, au trecut prin niște sisteme de educație și ce ar fi să îi întrebăm pe ei? Știți, dragilor, aduc aminte de o întâmplare, sau de fapt de două întâmplări, din Biblie. Știți că îmi place Biblia, povestesc copiilor și oricărui am ocazia din Biblie și... E o întâmplare interesantă, ucenicii se certau între ei, apostoli, cei 12 apostoli, care să fie mai mare. Și știți ce a făcut Iisus? A luat un copil, l-a pus în mijlocul lor și le-a spus, dacă vreți să fiți mare, fiți ca un copil. Un copil. Și apoi le-a mai zis în altă ocazie, dacă vreți să moșteniți împărăția cerurilor, să deveniți ca niște copii. Wow! Așa că eu... Tot timpul când sunt la școală, copiii nu iau decizii ca așa vreau eu și ei pot să vă confirme, ci pun discuții în fața copiilor, situații și îi întreb ce să facem, cum să procedăm. E adevărat? Da. Vă aduceți aminte de cercurile pe care le-am avut? Da. Și ce făceam la cercuri? Ce făceam la cercuri? Ia spuneți-ne. Discutam probleme existențiale în școală. Probleme existențiale în școală. Ce discutam, Ioana? Sau păreri și... Păreri. Ți-aduce aminte, Alessia, când făceam regulile la început de an școlar? Da. Și, și responsabilitățile. Da. Știu că avem un rol destul de important în cercurile astea, în decizii. Îmi plăcea să fiu implicată. Mi-aduc aminte de intervențiile Alessiei la început de an școlar. Spuneam, avem nevoie de reguli, le spuneam eu ca profesor. Ce
reguli putem avea noi în clasa aceasta, în școala aceasta, ca să funcționăm. Și Alesia, pentru că era copil mare, lider de opinie, spunea, păi, avem nevoie de... Mai țineți minte ce reguli aveam? Ia spune, Ioana, că tu poate ți-a dus mai repede aminte. Să nu țipăm în clasă. Așa, să vorbim încet, da? Da, să vorbim vocea de interior, nu? Da, vocea de interior. Să ridicăm mânuța când vrem să spunem ceva. Să nu, când eram la cer, de exemplu, să ridicăm mâna, să nu intrăm unii peste alții, să nu ne... Ok, bun, altcineva. Patrick, tu îți mai aduci aminte de vreo regulă de la școală? Nu prea. Mai știu una. Mai știu una. Da? Când sunteți în prezentare, să întrebăm pentru ajutor, să mergem la un alt adult sau să așteptăm, nu? Da. Da, reguli bune, reguli de funcționare pe care le făceam împreună cu ei. Așa că astăzi vreau să discutăm despre școală și educație. Și o întrebare foarte tare la început. Care este școala ideală? Și nu mă refer neapărat la clădire. Cum ar arăta o școală perfectă din punctul vostru de vedere? Hai să vedem. Din terenul de fotbal. Trebuie să aibă un teren mare de fotbal. Un teren mare de fotbal. Ok. Vă înțeleg că spuneți la început așa haios, câte o glumă, dar voi credeți că o școală ideală ar avea terenuri de sport, da? Da. Bun, perfect. Voi, fetelor, vă mai gândiți că revin la voi. Eu consider că o școală ideală ar trebui să aibă... Ar trebui să fie un mediu prietenos și înțelegător, pentru că fiecare copil este diferit. Nu toți pot să înțeleagă lucrurile la fel de repede, unii le percep altfel, unii lucrează mai încet, alții mai repede. Nu sunt toți la fel și se pun multe așteptări. O școală ideală ar avea înțelegere pentru fiecare și cred că ar încuraja copiii să învețe și ar face... învățatul o activitate mai plăcută. Nu ar pune problema că învățatul este un stres sau este o activitate obligatorie care, dacă nu e făcută, se întâmple ceva. Nu, trebuie să fie plăcut învățatul și trebuie să fie ajutați copiii. Asta consider. A fost eleva mea. Ce frumos a spus, nu-i așa? lucruri extraordinare. Nici măcar adulții nu spun așa ceva ce a spus Alesia acum. O școală care să respecte copilul, să respecte ritmul lui de dezvoltare. Excelent. De-aia la liceu există profile umane, reale, mate sau istorie, biologie. Da, dar cred că mai mult de atât, deci nu s-a referit la specificul copilului că lui îi place mai mult matematică, istorie, geografie, ci în cadrul aceleiași materii, școala să respecte? Să respecte nu neapărat nevoile, doar că să știe că nu toți copiii înțeleg anumite. Da, unii se mișcă mai greu, alții mai repede, pentru că toți sunt diferiți. Nu au cum să fie toți la fel, ca niște roboții să învețe totul motamo. Super! Și tu ce ai spus, că de aceea sunt și profile diferite, dar asta se întâmplă la liceu. Da, mai devreme putem face tot așa, adică putem respecta și mai devreme opțiunile copiilor? Da, cred că da. Dar totuși cred că în sistemul românesc clasic de învățământ, toți elevii primesc, cum să zic, aceeași cantitate de informații pe toate materiile, adică fie, cum ar veni, de pe profilul real, fie de pe profilul uman, aceeași cantitate de informații din ambele profile, în așa fel încât să se dezvolte și să-și aleagă până la liceu pe ce se axează. Și ești de acord cu astfel de lucruri? Tu ce părere ai? Da și nu, să zicem. Da și nu, ești rezervat. Da. Am înțeles. Se poate mai bine. Ioana? Mie mi se pare că o școală ideală ar trebui să, cum a spus și Alesia, să înțeleagă profesorii copilul, pentru că toți avem un mod de dezvoltare mai încet sau mai rapid, oarecum diferit. Mie mi s-ar părea că școala ideală, cum ar fi să spun așa, ar trebui să aibă, cum ar fi, orele obligatorii, cum este mate, română, biologie, acestea, dar după aceea să aibă opționale, foarte multe opționale, unele, dar nu neapărat opționale de limbi sau așa ceva. Cum ar fi opțional de gătit sau opțional de croitorie sau
lucruri care o să te ajute în viitor, știi? Cum să ai, poți avea grijă de tine și mi s-ar părea că ar trebui să aibă mult sport, de vreo 5 ori pe săptămână. Adică în fiecare zi? Da. Deci, pe lângă activitățile intelectuale, tu spui că ar fi bine și niște activități practice. Da. Atunci când un școlar părăsește școala aceea, el să plece cu niște abilități dobândite, învățate. Da. Și cred că ar trebui să fie și niște ore pentru copiii mai mari, în care să fie, cum ar fi într-un fel biologie sau chimie, în care să explice o profesoară fetelor despre ele, despre comportamentul lor și așa, despre schimbările în corpul lor cu timpul. Și la băieți un bărbat, știi, să înțeleagă, să nu plece din școală cu o idee diferită sau fetele să fie foarte masculine, chiar dacă acela este, uneori se mai întâmplă ca unele fete să fie mai masculine, este doar un pas din viața lor și eu am fost când eram mai mică ca și un băiețel, într-un fel sau altul, la comportament, dar trebuie să și părinții să înțeleagă că trebuie să le dea, să vorbească cu copiilor deschiși și să fie, să-i facă pe copiilor să înțeleagă că cu orice problemă pe care o au, pot veni la părinți să le spună și să vorbească frumos unii cu alții, nu să fie speriați că, au ce-mi face mama, ce-mi face tata, pentru că e foarte rău pentru creierul lor și pentru dezvoltare. Wow! Ați auzit ce frumos a vorbit și Ioana? Și aia a fost eleva mea. Ce să zic, sunt asta și eu mă mândresc puțin sau mai mult. Îmi place să mă dau mare, să zic așa. Foarte frumos ai spus. Ați auzit ce cuvinte frumoase, nu-mi iau eu meritele copiilor, nu? Ei au spus niște lucruri extraordinare, cei care vreți să reauziți. Dați înapoi cursorul și o să auziți lucrurile frumoase, importante spuse de Ioana. Dar n-a terminat! De exemplu, eu pot să am această opinie și să vorbesc despre asta deschis, pentru că acasă am un mediu potrivit în care pot să-mi întreb mama orice și să-mi explice. Și am încredere în ea. Excelent! Mulțumim! Da, Alessia, vrei să completezi ceva? Te rog! Revenind la când a spus că școala trebuie să aibă ore pentru abilități practice. Acum când în sistemul tradițional de învățământ se fac opțiunile pentru liceu după capacitate și toți văd liceele cu profil tehnic, practic, le văd ca fiind inferioare, deoarece se intră cu medii mai mici. Eu cred că o școală ideală, un liceu ideal, ar trebui să aibă și ore de activitate practică, fără a considera această activitate una inferioară. Pentru că școala tradițională, în acest sistem, suntem rugați să învățăm anumite concepte, să le ținem minte, dăm teste, dar după aceea nu rămânem cu ele toată viața. Avem nevoie de activități practice care să ne ajute să rămânem cu ceva și pentru viața de adult, pentru că nu este una ușoară. Și e bine să fim pregătiți. Da, e bine să fim pregătiți pentru viață. Și nu doar că acele abilități, poate că niciodată nu o să fiu croitor sau bucătar, însă acele abilități practice ne formează. Da, și ne ajută în orice situație. Exact. Da, să rupe ceva. Da, haina și trebuie să o croiești. Trebuie să știi să îți faci de mâncare într-o situație. Continuă. De exemplu, dacă îmi trebuie tata ceva, să zicem, la o materie anume, o lecție anume, tata a fost în școală tradițională și la fel și mama, cam toată generația aceea. Nu rețin tot, pentru că școala tradițională, cum ar fi să spun așa, nu te învață doar lucruri de care ai nevoie. De unele lucruri chiar nu ai nevoie, dar totuși sunt bune ca să se antreneze mintea. Mi se pare că defectul în școală și așa este că nu, pur și simplu, nu îi învață pe copii lucruri practice și nu prea încurajează... Practice și reale viață, nu? Să se descurce în viață. Da, nu prea încurajează muzica, arta, pentru că prin artă te exprimi, știi, și dai tot afară și muzica îți antrenează ambele emisfere. Am înțeles. Bun, fetele s-au antrenat. Răspunde Balesia, ba Ioana, ba... Da, hai să revenim și la băieți, că Patrick n-a intervenit, nu a spus nimic. În afară de terenul de fotbal, el a zis, gata, școala ideală e terenul de fotbal. Hai să vedem mai mult, Patrick, te rog. Păi, eu zic că o școală ideală ar trebui să încerce să predea prin mai multe moduri. Nu doar ce scriu eu pe tablă, copiez și apoi îți dau niște exerciții.
spre exemplu, să mai facă și alte jocuri sau să îi ducă, cum făceam noi, la școală going out și învățai din... Din ieșiri. Din ieșiri, ieșiri, da, cu scop de a învăța. Da. Și să încerce să, să înțeleagă toți elevii. Să înțeles. Să înțeleagă pe toți. Bun. Am putea avea o emisiune doar despre acest subiect, dar da, toată emisiunea va fi despre acest subiect, despre școala ideală, dar școala ideală, iată, nu s-au referit la clădire neapărat, nu s-au referit neapărat la cât de mari să fie sălile de clasă. Ce credeți voi? Într-o școală, profesorii, învățătorii sunt importanți? Da, este un factor foarte important. Deci plecăm de aici, că sunt importanți, da? Ideea e că... A zis da, sunt. Ah, ok. Sunt important și comportamentul profesorului, pentru că dacă este un profesor care favorizează alți elevi peste alți elevi, parcă nu-ți vine să vii la acea oră, nu vii cu drag să înveți și când nu ai drag de a învăța ceva, încă lucrez pe asta, dacă nu am drag de a învăța ceva, uit tot ce am învățat, adică nu stă mai mult de o săptămână în cap. Poți să mă întrebi, am uitat. Pentru că profesorul trebuie să facă, dacă un copil, să zicem că nu învață la ora ta, este într-un fel vina profesorului, pentru că el trebuie să facă ora interesantă. Și dacă cum vin unii profesori fără chef la ore sau vin doar ca să bifeze că au fost, copiii, într-un fel, le rămâne comportamentul acela în minte și toți profesorii din zilele de astăzi au devenit profesori pentru că au fost inspirați la rândul lor de un profesor sau de ceva ce s-a întâmplat în viața lor. Și energia cu care înveți o materie este foarte importantă. Dacă un profesor vine așa și cu starea aia de te dea la o parte să termină mai rapid, nu... Îți transmite acea stare? Da, îți transmite o stare de... Să zicem că într-un an anume mi-a plăcut foarte mult o materie pentru că mi-a plăcut de acel profesor. Eu înainte am făcut un alt instrument, am făcut vioara. Mie nu mi-a plăcut niciodată vioara, doar că am continuat și am continuat pentru că iubeam foarte mult profesoara. Mm, ce interesant. Da, până la un moment dat. Bun, iată, tu deja ai început să răspund la întrebarea pe care voiam să vă pun. Cum ar trebui să fie un profesor? Dacă e o școală ideală, o școală perfectă, iată, a spus frumos și Ioana deja a început să spună cum trebuie să fie un profesor. Să lăsăm și pe colegii tăi. Cum ar trebui să fie un profesor într-o școală bună? Păi, cum zice și Ioana, să nu vină plictisit la ore, să aibă chef să predea, să transmită oarecum că îi place ce face. Ați avut profesor plictisit la ore? Da. Bun. Ia spune-ne, Teo, care este experiența ta? Cum ar trebui să fie un profesor ca să se atragă? Nu știu ce să zic. Eu zic că, mai ales că pentru faptul că o clasă are 20-30 de elevi sau cât o avea, cred că un profesor, cel mai bun profesor, ar trebui să vadă fiecare elev ce nevoie are și cum ar trebui să fie ajutat. Pentru că sunt copii care au nevoie de mai mult ajutor, copii mai independenți. Adică eu, de exemplu, cât timp am învățat anul ăsta pentru examen pentru 8-a la capacitate, când aveam, de exemplu, ora de matematică, aveam nevoie, adică rezolvam exercițiile pe care le aveam de făcut și când aveam o întrebare, întrebam, îmi răspundea, trecea mai departe. Până lângă mine mai aveam un coleg, de exemplu, care... avea nevoie mai mult, adică trebuia să stea să-i explice, să-i dea o anumită formulă, trebuia să, nu știu. Cred că e vorba și de interesul copilului respectiv față de materia respectivă. Că dacă ești interesat, dacă îți place, automat știi mai bine, automat... Te implici mai mult. Da. Eu cred că, tot așa, profesorul are un rol foarte important în învățarea copilului, pentru că tot așa îți face plăcere să înveți pentru o materie la care îndrăgești și profesorul. Pentru că am avut și eu experiențe și
pot să zic, de exemplu, la limba română am avut o profesoară foarte bună și mi-a plăcut să învăț. Dar la altele nu mi-a plăcut nici materia, pentru că nu-mi plăcea nici profesorul, nici modul de predare. Profesorul ar trebui să încurajeze elevul să învețe pentru a se dezvolta. Nu ar trebui să încurajeze învățatul pentru teste, pentru note, pentru examene. Învățatul ar trebui să fie bazat pe ce se va întâmpla în viitor și pe viața reală, nu pe anumite note care per total nu definesc cât de multe știi despre un anumit subiect. Bun. Sunt impresionat de răspunsurile voastre. Am o artă. Vrei să mai spui ceva, Ioan? Da, vreau să mai spui ceva scurt. Că i-a spus că i-a plăcut de o profesoară de română și atunci am învățat cu drag la acea materie. Același lucru s-a întâmplat mie. Am avut o profesoară de română când am fost pentru o scurtă vreme, foarte scurtă, într-o școală tradițională. Aveam o profesoară de română care nu era foarte drăguță. Parcă avea așa o energie. Parcă avea așa o energie supărată întotdeauna. Și într-un fel pe mine asta, pentru că eu veneam din alt fel de școală în care profesorii erau iubitori și fericiți în majoritatea timpului, foarte rar triști, foarte rar. Parcă cumva m-a presat pe inimă și la un moment dat a început să mă doară fix sub inimă, știi? Simțeai așa o, da, simțeam o durere, durere care se intensifica cu fiecare oră, până am auzit la cabinetul medical și când am stat fără să fiu în câmpul energetic al acelei persoane, am început să mă simt mai bine, știi? Și e foarte important. Vă înțeleg ce spuneți, pentru că aveam și eu anumite materii. În ziua când trebuia să merg la școală și știam că urmează acea materie, eram stresat, nu dormeam bine noaptea. Iar în zilele celelalte, când acele materii și acei profesori lipseau, eram cel mai fericit. Și da, vă înțeleg. Și acum, cred că ați dat răspunsul, dar vreau să mai pun o dată întrebarea aceasta. Sau ați dat deja răspunsul, dar vreau să pun întrebarea. De ce se întâmplă adesea în școli ca școlarii să nu învețe? Nu au chef să învețe. Care ar fi motivele? Sunt mai multe. Hai să spuneți fiecare câte una, două, trei. Hai să începem cu Patri. De ce nu au chef copii să învețe? Spre exemplu, dacă trebuie să înveți acasă, cred că o să li se pară alte lucruri mai interesante de făcut, mai atractiv. Să se joace, să iasă afară, să vorbească cu prietenii. Și ăsta poate fi un motiv din care nu învață acasă. Am înțeles. Dar la școală, să zicem, nu, ați spus voi că nu au chef, nu au pasiune. Deci ai spus o dată acasă, știu și eu, jocuri, prieteni, tablete, telefoane, altceva. Teodor, care ar fi factorii care ar perturba învățarea la copii? De ce nu au chef? Nu spun exact. Ok, te mai gândești. Nu. Hai să revenim la fete. Eu cred că un factor care influențează acest lucru este presiunea pusă de profesori și în unele cazuri și de părinți. Okay. Că învață, că trebuie să iei note bune, că trebuie să ajungi nu știu unde, trebuie să te faci medic, inginer. Și este o presiune. Aceasta, da, poate face copilul să nu-și mai dorească să învețe, să nu mai vrea. Și mai este și competiția față de alți elevi, pentru că de obicei elevii care vor să învețe și care au numai note bune sunt văzuți de ceilalți ca fiind wow, superiori. Și unii copii simt nevoia aceasta de a fi mai buni decât cei deștepți dintr-o clasă. Deci, presiunea este un mare factor. Presiunea care... și competiția. Da. Ok, bun. Întrebarea era de ce unii copii nu sunt interesanți de o materie? De ce nu au chef să învețe? De ce nu vor să învețe? Păi, cum a spus și Alessia, și părinții pun presiune pe ei. Și părinții sunt un mare factor în viața oricărui copil. Așa. Cred că cel mai mare factor. În primul rând, părinții, cum a spus Maria, Alessia, pun presiune pe copil. Așa, și alte răspunsuri și... dacă te gândești. Stai, mai am. Ah, ok. Și uneori este și pentru că nu întotdeauna, nu toți părinții sunt un exemplu bun pentru copiii lor.
Mai ales când se întâmplă ceva drastic, de exemplu când părinții nu mai sunt împreună sau așa, copilul simte că nu e împlinit, știi? Și că nu se simte bine. Nu știe poate ce e cu el. Și atunci încearcă să stea și unii dintre ei ori lucrează cu emoția, depinde, alții o banează și apoi se ascund în interiorul lor și nu mai au interes pentru nimic. Am înțeles. Apoi la școală profesorul, cum am spus, și colegii. Pentru că colegii te sâcâie sau vorbesc curât cu tine și uneori asta te închide mai mult. De aceea trebuie să ignori pe cei care sunt răutăcioși cu tine sau te fac să te simți prost și să îți faci prieteni de suflet. Dar câteodată sunt copii care, sau adolescenți sau tineri care nu pot să facă față la astfel de lucruri și atunci da. Se încheie și învățarea nu mai are și loc. Și când ajung ei adulți, pentru că n-au rezolvat lucruri în copilărie, au multe traume și dau asta în afară pe alți copii mici care au... Bine, mulțumesc frumos. Te-ai gândit, Teodor? Revenind la tine, te-ai gândit? E ok dacă nu ai un răspuns la această întrebare? E cam, adică cam același răspuns. Cam același răspunsuri. Și de ce câteodată, acum pot să spun ca profesor, de ce câteodată copiii nu au chef să învețe? Pentru că probabil în acel moment acel copil sau acei copii nu sunt pregătiți. Vreau eu ca acel copil să învețe tabla înmulțirii acum, dar el nu înțelege. Nu? Vreau eu ca acel copil să citească acum, dar el... Are nevoie de timp. Are nevoie de timp, nu poate. Eu vreau ca acum să scrie rotunjit, să facă... Dar el nu are... Și poate are nevoie de antrenament. Da, antrenament și unii copii poate sunt împiși prea devreme de părinți. Sau de profesori. Da, sau de profesori sau de, să învețe. Sau de clasă. De societate. Data trecută, în emisiunea trecută, am vorbit despre copilărie. Da. Ideea e că trebuie, dacă nu au prins destule joacă, adică nu s-au jucat destul, ei simt nevoia să se mai joace și să-și folosească energia. Nu corect. Poți pe un copil care are energie în el să-l pui să stea acolo să scrie caligrafic, pentru că are energie, trebuie să-și o folosească. Exact. Să respire un pic, să-i dai timp și apoi să-i explici, să-l duci încet, încet, nu să-l bagi brusc, asta este hârtia, asta este creionul. Hai să învățăm. Nu te miști de aici până n-ai terminat pagina. Da, cam așa ceva. Sau sunt unii... Și, e și în sport, adică da. Toți suntem sportivi aici. Așa, da, bravo, super. Dacă te uiți la niște copii mici, de exemplu fotbal, vă vine normal. Da. Dacă te uiți la o grupă de copii mici, nu știu, 2014-2015, copii de 10 ani aproximativ, o să vezi că au o anumită capacitate de a lovi mingea, de a controla mingea, de a altă forță în picior, de a șuta, de... Plus că fotbalul, deosebire de alte sporturi, de exemplu notul, la not nu poți să zici că îți folosești foarte mult creierul, e o mișcare, e mai mult... Unde? La not. E aici Alesia care mi-a spus în mașină altceva și sigur o să te contrazic, Alesia, să nu rate, da, să se termine și te rog frumos să spui ce mi-ai spus mie în mașină. Păi nu, că și așa, nu, lasă da, că e o diferență, nu de performanță, să vedeți ce mi-a spus mie Alesia în mașină, știi ala cu procentajul, așa, spune. Păi da, ce pun citat? Păi lasă, că știi Alesia ce să spun. Păi da, când n-o spus și simplu, nu e ca și cum îți folosești creierul, e o mișcare mai mult automată. Da, mecanică. Spune Alesia, spune te rog. Da și nu. Da și pentru nu. Că trebuie foarte mult să te gândești la ce mișcări faci, pentru că altfel tehnica ta... Păi bine, ok, este... să te-o controlezi, dar asta nu înseamnă că gândești, ridică mâna dreaptă, ridică mâna stângă. Totul e automat, bineînțeles. Asta, că... Despre asta vorbesc. La fotbal, în fotbal sau în basket sau în altele, trebuie să te gândești tot timpul unde mut piciorul și unde dau pase și nu știu ce adică. Da. Și te oprești și spui, hai, totul este fracțiune de secundă datorită experienței. Păi și da, la da. Fel și în not. Teo, nici la basket, spre exemplu, nu te gândești cum să bați mici. La basket, nu știu cum e. Tu faci și basket. Bun, e o discuție aici. Eu cred că, spune-mi, Alicia, ce mi-ai spus în mașină despre psihic, despre creier? Că psihicul este foarte important și că într-o competiție 10% din ea este fizică și 90% mentală. Adică contează pregătirea fizică, forța, tehnica 10%, iar pregătirea mentală și motivația, determinarea 90%.
Bun, este un alt subiect foarte interesant, foarte important. Ceea ce spuneți voi, iată, ne putem duce în multe, în multe, multe, dar vreau să revenim ușor la firul roșu al acestei emisiuni și anume educația, școala. Am vorbit despre școală, despre mediu, despre profesori. Ați spus voi și ceva despre faptul că aveam întrebări, dar voi mi-ați răspuns deja cum învață copiii, iată, copiii învață diferit. Și ați mai spus ceva, și anume că activitățile practice sunt foarte importante. Când ați trecut prin școli, ați făcut activități practice, gătit, meșteșugărit, ați făcut? Da, la echilibru. Ați făcut, da? Ați făcut. Bun. Preferați mai mult activitățile acestea practice sau pe cele unde presupune doar muncă intelectuală și atât? Practice. Prefer practice. Bun. De ce copiii preferă sau adolescenții preferă mai mult activitățile practice? Eu nu prefer. Tu nu preferi? Nu. Adică în loc să gătesc sau să curăț castraveți, mai bine fac pagina la mate. Ok. De aici, hai să votăm. Da? Sunt patru elevi. Cine preferă mai mult activitățile practice? Mâna sus? Mai depinde și ce comparăm. Așa. Da, să meșteșugărești, să bascuie, să tai cu fierăstrăul. Astea îți plac. Nu pot să zic că îmi place să curesc castraveți sau să împletesc sau mai știu. Preferă decât să faci mate. Bun. Da. Și atunci, iată. Deci până la urmă l-am convins și pe Teodor. De fapt și el preferă activitățile acestea practice. De ce în școli sau... Nu prea se face, dar de ce copiii ar prefera mai mult aceste activități? Copilul, când ajunge pe la vârsta de un an, doi, înainte să citească, să învețe, să scrie, el se joacă, el merge, aleargă, stă în aer liber. El este oarecum obișnuit cu activitățile care presupun mai multă mișcare, mai multă acțiune. Și apoi dintr-o dată la școală sunt puși. Copiii sunt puși într-o bancă, trebuie să învețe să scrie și este ceva nou pentru fiecare copil. De aceea cred că poate fi îmbinată mișcarea de care spui tu cu învățarea. Da, în anumite situații, în anumite domenii, da. Și în anumite școli, în anumite sisteme de educație, vă aduceți aminte că îmbinam mișcarea cu învățarea. Te rog. Vreau să și spun că mie mi se pare că copiii sunt în ziua de astăzi puși în școală prea devreme, când încă au energie și așa. Și când ei sunt puși în școală, este un șoc într-un fel pentru ei. Și în școală te închid la minte, adică zic asta e hârtia, asta e ce ai învățat, asta e ce scrii. Da, asta e ce scrii. Când un copil și este pus într-o bămpuță, trebuie să stea acolo. Da, și le formează cutia minții și în care e încuiată de profesori. Și în școală nu învață să lucreze, adică în școlile tradiționale. În anumite școli, să nu generalizăm. Da. Nu sunt încurajați să lucreze în echipe. Mai rar asta. Bănci individuale, nu? Da, băncile sunt individuale. Nu sunt încurajați să lucreze în echipă. Și apoi când ajung adulți, sunt foarte individualiști. Și uneori nu e bine să fii foarte individualist, pentru că îndepărtezi oamenii de tine. Ai putea să-mi spui vreun job, vreun domeniu de activitate unde oamenii nu au nevoie să lucreze în echipă? Uite aici, ca să facem această emisiune, observați câte echipe există? Da. Într-o școală, peste tot, avem nevoie de echipe. Și ar fi bine să fim învățați de... Mici să fim în echipă, dar de mici nu prea suntem învățați. Suntem învățați mai mult să fim individualiști. Și când ajungi mare, se poate învăța să lucrezi într-o echipă, doar că ia timp și este foarte greu să te adaptezi, să ceri ideea și să explici ideea ta. Bun. Altora. Mulțumesc frumos pentru aceste idei. Băieți, voi ce opinie aveți în legătură cu acest subiect? Care era subiectul? Despre punerea copiilor în sistem. Activitățile practice. De ce copiii îndrăgesc activitățile practice? Ne naștem cu ele, sunt activități fundamentale. Te obișnuiești cu ele de când ești mic și vrei să continui cu ele. Și asta ne formează, asta ne clădesc, nu-i așa? Bun. Și activitățile practice folosesc energia pe care o strângi de-a lungul zilei. Și când ți-o scoți, poți să dormi liniștit, știi? Și mai am o întrebare foarte importantă pentru voi. Și aș vrea să fiți sinceri, să nu vă gândiți la gusturi, ci la importanța. Hrana, ceea ce consumăm,
are vreo importanță în dezvoltarea noastră, în educație? Da. Contează da. Ce mâncăm sau nu contează noi? Poți să mănânci orice, că... Contează și ce bem. Ia să vedem, Patrick. Păi contează ce mâncăm? Normal contează, pentru că dacă mănânci... Cu ce influențează mâncarea învățarea? Învățarea... Da. Învățarea. Eu învăț matematică și ce contează că eu am mâncat fast food? Contează? Nu știu ce să zic. În școală contează, dacă e că nu într-o proporție atât de mare. Nu mă refer neapărat în clădire, ci ca stil de viață. Dacă eu mănânc în fiecare zi pizza, fast food, păi, cartofi prăjiți și... După aia devine nesănătos și e... îți dăunează sănătatea. Dăunează sănătății și cui dăunează în primul rând? Creierului. Creierului. Mm-hmm. Dar nu știu dacă... Ia să vedem. Contează chiar atât de mult în activități mentale, să spunem așa, la creier, da? Decât comparativ cu adică, sport. Hai să întrebăm și, adică, și fetele, să vedem am ce... Am o singură... Ia spune! Când, spre exemplu, bei cafea noaptea. Nu dorm toată noaptea și apoi dimineața la școală nu mai ești capabil să gândești. Da. Ești mai ia somnul dacă beau cafea. E un exemplu, da? Da. Hai să întrebăm și fetele, ele ce părere au? Contează ceea ce mâncăm? Influențează în bine sau în rău hrana? Da. Ia spune, Ioana. Pentru că, în primul rând, dacă mănânci fast food, cum a spus dumneavoastră, în mâncarea fast food e foarte mult zahăr, în majoritatea. Și, da, este. Da, chiar și în cele sărate. Este. Și în cele, zahăr, și da. În burger și în tot. Este foarte mult zahăr și în pita aia. Zahăr este în orice mâncare, nu doar în fast food. Da, și da, zahărul în fine, face în mai ales, rău, da? În fine. Și îți face creierul să fie ajutat. Foarte activ. Suprastimulat, da. Nu? Pentru o perioadă scurtă de timp și apoi ești foarte moale, așa, sat, copleșit. Obosit. Da, obosit. Ești ca și cafeaua. Hai să întrebăm și pe Alessia. Și vreau să mai spun ceva. Și s-a scris în discurs întreg. Da, nu, nu contează. Spune, spune, okay. Nu are nicio importanță. Scuze. Te rog. Nu. Revenim la tine, să o întrebăm pe Alessia. Am așa câteva informații despre faptul că ca să performeze în sportul pe care ea și l-a ales și cred că la fel are legătură și cu învățarea, nu mănânci orice, ești atentă la mâncare, e adevărat? Trebuie, nu e ușor, pentru că contează foarte mult ce pui în corpul tău, cum ai grijă de el, contează la ce oră mănânci, ce mănânci. La sportivi, mâncarea este secționată în multe categorii și adică ai carbohidrați, proteine, fibre, trebuie mâncate la ore diferite, în perioade diferite. Da, asta să spunem că e important pentru fizic, pentru creier, e la fel de importantă hrana? Da, și creierul este afectat în funcție de ce mâncăm, adică, cum a zis și Ioana, o cantitate prea mare de zahăr poate suprastimula creierul și activitatea și după te lasă lipsit de energie. Nu cred că este greșit să mănânci, să zicem, fast food sau ceva ce îți place, atâta timp așa. Cât este cu moderație. Ah. Iar la sportivi, atâta timp cât este într-o perioadă liberă, într-o vacanță, atâta timp cât nu îți afectează performanța și nu faci lucrurile da. Astea foarte des, este... Așa okay. este. Bun, mulțumesc și da, din ce îmi spui tu, iată un sportiv în fața mea care îmi spune astfel de lucruri. Eu am citit despre sportivii adevărați ai lumii care, da, au totul bine gândit. Și da, ar fi bine să luăm aminte la ce ai spus tu și Ioana pentru școli. Da, spune. Și mâncarea și băutura are efect pe corpul tău și este importantă și pentru, în mai ales pentru învățat și creier. E că ai văzut când bei alcool... prea mult. Eu n-am văzut. Doză prea mare. Pe propria piele n-am văzut. Am văzut la alții. Așa, devii bad. Și bad. Când bei cafea, nu mai ai somn. La mm-hmm. unii, că am auzit că lui vine să doarmă. Da, pe mine mai ai somn. Și rău, da. Dar aia altă poze. Bun. Și iată... zahărul te face activ pentru o perioadă scurtă. Deci toată mâncarea, mai mult sau mai puțin, are un efect asupra creierului da. Tău. Nu știm și proverbul acela că o minte sănătoasă se află într-un corp sănătos. Da? Și ca să ai un corp sănătos, o minte sănătoasă, trebuie să mănânci, să mănânci sănătos. Iată, ce bine ar fi dacă și școlile, dacă și părinții s-ar gândi de mai multe ori atunci când oferă o hrană copiilor, că
au legătură. Lasă, copilul face matematică, lasă că face istorie, lasă că face geografie. Și uite, poate n-are chef să învețe. De ce? Că nu știu ce a mâncat și este suprastimulat. Uite, nu înțelege nu știu ce. Pentru că, iată, ani de zile a mâncat nu știu ce lucruri. Nu? Ce bine ar fi dacă am putea să facem o unire între o hrană sănătoasă și o învățare eficientă. Am discutat foarte mult, cred că va trebui să mai avem o întâlnire pe subiectul acesta al educației, mai aveam întrebări, dar vreau să ne jucăm. De data aceasta am pe ecran niște imagini și sunt niște emoji, niște emoticoane. Voi va trebui să-mi spuneți ce cuvânt descoperiți din aceste imagini. Da? Iată. Ocean. Apă, da, mare, ocean. Apă și... Cealaltă imagine ce este? Sare. Și un cuvânt. Ce cuvânt? Ocean. Nu, nu, nu. Combinați apă și cu sare. Sărat? Apă sorată? Un cuvânt. Săturație. Apă și sare. Devine, să știți că n-are nicio legătură cu cele două cuvinte. Saramură. Ia fiți atenți. O să fie funny. Următoarea imagine. Clorură de natriu. Apă, sare. Apă. Deci e joc de cuvinte. E un joc de cuvinte. Apă și sare, apă, sare, da? Bine. Da, știu că m-a dus departe. Urmează o altă imagine. Haideți. Asta e cuvânt inventat. Da, le-am inventat. Okay. Trebuie aceeași regulă? Da, aceeași regulă. Fiți atenți. Tun, soare? Tun, soare, da, tun, soare. S-a prins. Tun și soare formează cuvântul? Tun, soare. Tun, soare. Foarte tare. Bine. Iată, emoticoanele nu trebuie să fie folosite neapărat să... Așa, ci iată, puteți să creați și jocuri frumoase. Următoarea imagine. Ce și asta? Nori. Mure. Așa, nori. Noi în formă de D. Așa, și combinați. D-nori. Nord. Nord? Nord! Da, dai, puțin... ciudată. Parcă ciudată. Primele două era mai bine. Nori și D. Nord. Nord. Ciudate, nu e așa? Mergem mai departe. Vă plac? Da. Vă mai dau? Da. Da. Fericire. Cafea fericire. Nu. Față cană. Aolo, am uitat și eu. Nici, nici cană un... față. Zâmbet cană, nu știu ce ar trebui să fie. Emojicană. Ah! Fericire. Ce observați voi? Este un emoticon. Ce reprezintă? Un? Cercană. Nu. Ce față este? Cană. Nu? Altceva. Cerc. Mă doare? Capul. Capcană. Capcană. Wow, capcană. Foarte bine ales ea. Cap și cană formează cuvântul. Capcană. Una n-am. Asta chiar a fost capcană. A fost capcană. Bine, continuăm. Tir, calendar. Tir și calendar. Calendarul reprezintă un an. Tiran. Ha. Hai că nu mă prindeam de asta. Știi ce înseamnă tiran? Ce înseamnă tiran? Nu știu să explic. Nu ești șoferul la tir. Nu. Ce înseamnă tiran? Am o idee, dar sunt foarte sigur. Un om rău, da? Un om rău. Așa. Bun? Gânditor, nor... Și ăsta ce e? Gânditor, nor... Așa, așa. Gândac? Nu pot să cred așa ceva. Ce ai spus? Gândac. Gând, iată, este gândește, gând și iac, vorbează cuvântul... Maria, ai câștigat. Gândac. Că e gândul. E gândul. Dar care se gândește. Ok. Așa. Banorișorul așa deasupra. Ca să vă blochez și mai tare. Intermăr. Acum nu mai este un cuvânt, acum este un proverb. Ba nu. Nu, scuzați, e un cuvânt. Intermăr. Ce înseamnă primul semn? Interzis sau stop sau nu? Nu treceți. Număr. Sunt chiar șocante aceste emoticoane, nu e așa combinate, da? Bine. Bun. Că nu ne lasă să facem propoziții întregi, să scriem o carte întreagă numai pe emoticoane. Cum ar fi să primiți un astfel de test la școală? Da. Ar fi interesant? Da. Nu e așa, funny? Da. Luam 4 cu felicitări. Nu cred. Și un punct din oficiu. Era o capcană, nu? Unt buturugă. Unt copac. Așa. Unt de lemn. Foarte bine! Ai răspuns corect! Ce? Unt? Unt de lemn. Ați auzit de cuvântul unt de lemn? Da. Știi ce înseamnă unt de lemn?
lemnul, lemnul când e tăiat curge un ulei, un așa. Și de acolo ulei, ulei. Ulei, un de lemn. Cum? Nu se scrie cu liniuțe sau cum? Nu, un de lemn este legat. Okay. Este legat. O altă imagine? La gustare? E lapte? Ăla e lapte. E gustare. E o combinație de două cuvinte cu liniuță între ele acum. Îi spun un... Papă lapte. Papă lapte. Nu se poate așa ceva. Eu mă dau bătută. Foarte... Mi-a zis că e din două cuvinte. Foarte tare, Alessia, te-ai prins. Papă lapte. Cui îi spun... Bine, nu e bine să-i spunem cuva papă lapte, dar ce înseamnă expresia aceasta papă lapte? Persoana așa, un copil puțin copilăroasă. Mai... Imatură. Bine. Poate. Ceva bun. Uimitor, că e șocat. Ceva persom. Nu, șocat, este tot așa ca papă lapte. Unt bosit. Gură, gură. Gură spartă. Gură cască. A, așa, poate să fie și gură spartă sau gură... Gură cască. Gură cască, gură spartă, gură cască. Da? Păi, cine e gură cască? Era la... Mama care doare. Care vorbește mult, pune întrebări. Așa, bun. Nu trebuia să fie un emoji cu o gură, așa... N-am găsit... Sunt. Nu am găsit, da? Bun. Ok. Cam acestea au fost jocurile. Au fost interesante? Da. Drăguțe? Da. Puteți și voi să faceți capcane, gură cască, papă lapte... unor prieteni de-ai voștri. Bine, dragilor, am ajuns la final. Să știți că și astăzi plec mai bogat. Sper că și voi plecați mai bogați cu multe informații spuse de acești tineri extraordinari. Ioana, Ilie, mulțumesc că ai fost astăzi la Rădăcini și Arii și mulțumesc foarte mulțumesc mult că pentru m-ați invitat. Cuvintele tale extraordinare pe care le-ai spus. Alessia, Popa, mulțumim că ai fost astăzi cu noi. Și eu mulțumesc. Ai transmis niște lucruri extraordinare și sunt tare încântat că te-am auzit și eu, dar cred că și prietenii noștri. Mi-a făcut plăcere. Teodor Trifan, mă bucur că ai fost astăzi cu noi. Mulțumesc. Și că ai adus plus valoarea acestei discuții cu informații din lumea sportului. Nu. Patrick, eu. Mulțumim că tu ai încurajat astăzi oamenii să facă școli cu terenuri uriașe de sport. Normal. Normal. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, rămâneți alături de noi, ne revedem săptămâna viitoare cu alte lucruri frumoase și importante pentru toți. Până atunci, la revedere! Numai bine! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.